Să luăm scripturile și împreună cu ele să revenim la perioada judecători, oprindu-ne la lecția a cincea, la Gedeon, pe care l-am numit viteazul dintr-o familie slabă. Îl vom observa în Cartea Judecători, capitolele 6, 7 și 8. Printre luările sale de cuvânt, în dialogul cu îngerul, el a recunoscut sorgintea sa și este scris aici în capitolul 6, versetul 15, familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Asta nu l-ar fi descalificat, pentru că semințiile lui Israel erau fiecare valoroase și cu excepția lui Levi, care avea o poziție specială, fiecare și avea locul lui. Faptul că era cel mai mic, nu neapărat ordinea nașterilor, îi descalifica pe ultimii, chiar dacă îi oferea un statut special celui întâi născut. Dar am numit pe Gedeon viteazul dintr-o familie slabă, pentru că îngerul Domnului a zis viteaz și pentru că familia lui a fost o familie slabă din punct de vedere spiritual. Iată ce citim pe aceeași pagină la versetul 25. Cuvinte adresate Domnului Gedeon. Ia vițelul tatălui tău și un altar de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat a Astartei, care este deasupra. O casă cu obiecte idolatre. Dar din nefericire, chiar mai târziu, în generația de după Gedeon, citesc acum din capitolul 8, versetul 27, ceea ce au avut bunicii s-a regăsit la nepoți, și nu fără contribuția lui Gedeon, pentru că el a făcut din ele, adică din verigile izmaeliților, un efod și l-a pus în cetatea lui la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Totuși, el a fost un viteaz prin puterea lui Dumnezeu. Așa este scris în versetul 12 din capitolul 6 și apoi în versetul 14, Domnul este cu tine, viteazule, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian, oare nu te trimit eu? Haideți să îl urmărim pe acest viteaz, așa cum este. Biblia ne prezintă oamenii în starea lor reală, fără a îndulci sau a acri situația de fapt. Să urmărim mai întâi evoluția izraeliților sub conducerea lui Gedeon, de la robie la biruință, și apoi să observăm mai îndeaproape pe Gedeon și enigmele sale. Aici este scris în capitolul 6, de la versetul 1, despre situația din vremea lui. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peștere și pe stânci întărite. Vă dați seama ce stări de refugiu când erau atacați, când tăbărau stăpânilor. Iată cum se derula atunci. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și cu fiii răsăritului, aliații lor, și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până la Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgare. Că se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr,
ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte norocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Teroare și sărăcie. Așa poate fi caracterizată situația lor. După veri de belșug urmau toamne de foamete. Aveau și erau deposedați de ele în mod crunt. Nu doar că erau supuși la un bir și că erau vămuiți masiv, era distrus tot ce se întâlnea. Și ei fugeau ca bietul om, ca orice om în asemenea situații, să scape viața. Și când se întorceau la casa lor unde munciseră un an de zile, un sezon, nu găseau decât poate cenușă, poate totul dărâmat, poate oameni lipsă din familie, distrugere. 7 ani. Nu doar de foamete, cum au fost și în alte vremuri, de foamete și teroare. Apoi, în versetele 7 la 10, ca urmare a strigătului lor, prezentat acei în versetul 6 și în 7, când ei au strigat către Domnul din pricina lui Madian și a supririi, este dat un răspuns al lui Dumnezeu. Pentru că dacă n-am ști cauzele și n-am avea un răspuns la întrebarea de ce Dumnezeu îngăduie așa ceva, am putea să dăm răspunsuri care pot fi diverse, dar toate greșite. Însă Dumnezeu este Cel care spune adevărul. Iată-L. Domnul a trimis copilul lui Israel un proroc. El le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Ce zice Dumnezeu despre poporul lui în asemenea stări? Eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâinile egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Ei stăpâneau Canaanul, fiindcă le dăduse Domnul, dar Domnul a dat cu condiția ascultării. Când condiția ascultării n-a mai fost îndeplinită, ceea ce le-a oferit Dumnezeu s-a suspendat. Dumnezeu ne făgăduiește mântuirea cu toate aspectele ei, aferente vieții acesteia și în mod special pentru viața viitoare, purtarea lui de grijă, împlinirea nevoilor noastre, căutarea împărăției, aduce după sine și rezolvarea nevoilor zilnice de viață. Dar când nu ne mai încadrăm în cerințele divine, se anulează angajamentul lui Dumnezeu față de noi. Asta rezultă foarte clar din cuvintele prorocului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Eu v-am dat țara lor vouă, dar dacă nu mai sunt Dumnezeul vostru, ei și-au luat țara înapoi. Tragedia lor nu era dată doar de pierderea Canaanului, era dată de pierderea lui Dumnezeu, de pierderea statutului și a identității lor înaintea Domnului. Ei nu mai erau cine ar fi putut să fie. Dumnezeu nu mai discuta cu ei în condițiile anterioare. Strigă Dumnezeu prin profetul Isaia, ia aminte poporul Sodomei și ascultați voi locuitori ai Gomorii. Dumnezeu se raporta la un moment dat la Israel ca și la celelalte popoare. Și ceea ce avem noi în Noul Testament cu referire la evrei în prim plan, că Dumnezeu a ales neamurile în locul lor, de exemplu când zice apostolul Pavel, nu vreți? Mă duc la neamuri, ceea ce vă revenea vouă, de acum le va reveni lor și voi pierdeți statutul acesta binecuvântat. Dar la fel ni se spune și nouă, tot în epistola lui Pavel către Romani. Ne bucurăm de harul de a fi încorporați, de a fi incluși, deci în Efeseni, în făgăduințele divine. Dar toate astea au valoare numai câtă vreme Dumnezeu rămâne Dumnezeul nostru. Dacă nu, toată lauda noastră este doar pentru urechile noastre și a celor care
ne mai cred ceea ce nu suntem. Zicea Dumnezeu prin Ieremia 7. Voi vă lăudați, ziceți, templul Domnului, dar asta nu rămâne valabil numai dacă respectați ceea ce se predică, ceea ce se învață la templu. Deci întrebarea de fond rămâne nu ce popor suntem noi, pentru că omul nu-și poate schimba naționalitatea, de exemplu, sau mai degrabă originea lui. Dar dacă fiecare în relația lui cu Dumnezeu sau ca și comunitate numai îl avem pe Dumnezeu, aici este toată pierderea. De aceea este indicat că fiecare în plan individual, familial, cum se spunea într-una din ultimele slujbe de aici despre altarul personal din familie și de cel din public, să ne verificăm dacă Domnul este Dumnezeul nostru. Și dacă este vreo carență în relația noastră cu El, îl rugăm să se îndure de noi și să ne ajute să refacem relația noastră cu El. Asta era nevoia Israelului, să-și refacă relația lor cu Dumnezeu. După ce asta urma să fie refăcută, biruința era o problemă simplă pentru Dumnezeu și chiar pentru ei. Lupta împotriva madianiților o putem împărți în două etape. Lupta numărul 1 din noaptea luminilor și a învălmășelii, și pentru asta citim în capitolul 7 de la versetul 16, unde Gedeon este rămas cu doar 300 de soldați, dacă pot fi numiți soldați, 300 de evrei, împărțiți în trei cete, le-a dat tuturor trâmbițe și ulcioare goale, cu niște făclii în ulcioare, și le-a zis, să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără să faceți ce voi face eu? Și când voi suna din trâmbiță, eu și cei ce vor fi cu mine să sunați și voi din trâmbiță, de jur împrejurul taberei și să ziceți, sabia Domnului și a lui Gedeon. Pentru că deja am amintit ideea că trebuia refăcută relația între ei și Dumnezeu. Sabia lui Gedeon era pe aceeași mână cu sabia Domnului, pentru că Gedeon deja își restabilise relația cu Dumnezeu prin anularea idolatriei din casa lui, prin rugăciunile care le făcuse, prin încredințările despre care vom vorbi imediat. Au sunat din trâmbiță, au spalt ulcioarele pe care le aveau în mână, s-a făcut un zgomot de jur împrejur, s-au văzut acele făclii care erau ascunse până la un moment dat, cele trei cete au sunat din trâmbiță, au spalt ulcioarele, au apucat făcliile cu mâna dreaptă și trâmbițele cu făcliile cu stânga, trâmbițele cu dreapta, și-au strigat sabia Domnului și a lui Gedeon. Au rămas fiecare la locul lui în jurul taberei și toată tabăra a început să alerge, să țipe și să fugă. Cei 300 de oameni au sunat iarăși din trâmbiță și în toată tabăra Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Shita, spre Țerera, până la hotarul de la Abel-Mehola, lângă Tabat. Iată ce procedeu interesant, născocit de Dumnezeu. Ei au sunat, țineau făcliile, strigau prin sunetul trâmbiților, dar stăteau pe loc. Și cei din tabără, sub influența unor îngeri, Dumnezeu a lucrat la mintea lor, întunecându-i, au început să se omoară și să fugă. Iată ce ușor a fost. Iată de ce Dumnezeu a zis să rămână doar 300. Imaginați-vă că n-ar fi fost atât de ușor să înconjoare tabăra cu cei 32.000 pe care i-a avut inițial. Era o procedură mult mai complexă. Poate nu erau la fel de disciplinați. Dumnezeu, într-o primă etapă, n-a avut nevoie decât de atâția. După cum și Domnul Iisus, să zicem, într-o primă fază n-a avut nevoie decât de 12 ucenici, 3 pe care i-a luat pentru momente speciale, apoi de alți 70, în urmă s-a mulțit. Dar într-o primă fază au fost suficienți atâți. A urmat lupta numărul 2, zile de victorie. La cei 300 s-a adăugat alți mii și 10.000 de evrei și pentru asta citim acei de la versetul 23.
Bărbații lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Asher și din Manase, și au urmărit pe Madian. Gideon a trimis sol în tot muntele lui Efraim ca să spună: pogorâți-vă înaintea lui Madian și tăiați-le trecerea apelor până la Betbara și Iordan. Toți bărbații lui Efraim s-au strâns și au pus stăpânire pe trecerea apelor până la Betbara și Iordan. Au pus mâna pe cele două căpetenii ale lui Madian, Oreb și Zeb, au ucis pe Oreb la stânga lui Oreb și au ucis pe Zeb la teascul lui Zeb. Au urmărit pe Madian și au adus capetele lui Oreb și Zeb la Gedeon de cealaltă parte a Iordanului. Din capitolul 8 de la versetul 10, alte două căpetenii, comandanții altor două corpuri de armată, Zebah și Țalmuna erau la Carcor, împreună cu oștirea lor de aproape 15.000 de oameni, toți cei ce mai rămăseseră din oștirea lui Hiror Răsăritului, 120.000 de oameni care scoteau sabia fuseseră uciși. A fost o învălmășeală mare, mulți oameni, gândiți-vă ce masă de oameni a murit acolo. Gedeon s-a suit pe drumul celor ce locuiesc în cortul la răsărit de Nobah și de Iobeha și a bătut oștirea care se credea la adăpost. Zebah și Țalmuna au luat fugă, Gedeon i-a urmărit, a prins pe cei doi împărați ai Madianului, Zebah și Țalmuna, și a pus pe fugă toată oștirea. Iată cum a fost nevoie de alte mii de oameni de evrei și împreună au câștigat bătălia, Dumnezeu aducând moartea, pierderea madianiților, care iată că și-au luat pedeapsa pentru ani câți i-au prădat pe evrei. Între evrei au venit ani de zile de-au prădat, acolo a îngăduit Dumnezeu să le rămână trupurile și să cadă pradă păsărilor cerului. Nu știu dacă i-au mai îngropat pe toți, oricum și asta ar fi fost o muncă grea, atâta masă de oameni. Iată cum așadar în două etape Dumnezeu i-a eliberat. Aș putea spune că Dumnezeu în luptele care le dă are nevoie de un grup de oameni mai restrâns pe care să-i folosească într-un prim plan și apoi are nevoie de grosul credincioșilor pentru ca fiecare să-și aducă aportul la biruința în numele Domnului. Sunt lucrări specifice unor bărbați sau și bărbați și femei specifice unor lucrători. Dar este nevoie de atâtea ori de toată adunarea să se roage, să le vină în ajutor. Sunt și ei obosiți. Dacă ar fi rămas totul pe cei 300, ar fi fost prea greu, imposibil de realizat. De aceea, în orice categorie vă aflați, chiar dacă sunteți între cei selectați, să zicem, prin diferite criterii și mai aproape de cei care sunt puși în slujbă, sau fie că sunteți răspândiți pe la corturile dumneavoastră, cum erau evreii, și se dă apelul și unii și alții să fie gata să lupte pentru numele Domnului și Domnul să dea biruință. Este nevoie de rugăciunea oricărui om. Și cu cât sunt mai mulți și ascultă toți, cu atât este mai bine. Să facem o mică comparație. De exemplu, un cor are niște soliști. De ei este nevoie în prim plan la unele piese. Dar este nevoie și de masa celor patru voci. Și fiecare își are locul lui. Unii fără alții n-ar fi compleți. N-ar fi o lucrare întreagă. Sper că între noi și oriunde între credincioși nu se pune problema ca și la răscoala lui Core. Să se spună, unii sunt mai suți, vă ridicați voi deasupra poporului Domnului. Și Moise le-a zis, da, nu vă gândiți că voi sunteți leviți și Domnul v-a ales pentru o lucrare specială față de alții. Ei zicea, nu, toată adunarea, toți sunt sfinți. Toți trebuie să fie sfinți, dar lucrările sunt diferite. După cum este chemarea dată de Dumnezeu. Acum, după ce ne-am reamintit bine ce s-a întâmplat atunci și chiar am amintit o aplicație, vreau să privim în fondul problemei de atunci și să
observăm lucrurile mai adânci în lumina ce vom avea. Gedeon a avut niște întrebări frământătoare. Oamenii care n-au întrebări, care nu se frământă de ceea ce se întâmplă, pe care nu-i doare și nu-i interesează, vor fi oamenii care nu vor avea nici răspunsuri și care nici nu vor face ceva. Ei sunt indiferenți. Dar cei care se consumă, cei care se gândesc, oamenii aceștia se pot aștepta ca Dumnezeu să le dea răspunsuri și să-i folosească. Observați că Gedeon n-a fost omul pasiv. Ăștia ne nimicesc, mă duc și eu și mă ascund, dacă murim, murim. Deci n-a lăsat-o în voia soarte. În timp ce îngerul Domnului venea la el, el ascundea greu în teasc. Măcar în condițiile acelea s-a gândit ce ar putea să facă. Nu ne putem plânge acum să spunem, e gata, cum zicea cineva, nu se mai poate face nimic, s-a dus trenul. Ba da, se mai poate. Măcar pentru tine tot trebuie să te lupți. Și dacă Dumnezeu vede că te lupți pentru tine, s-ar putea să te folosească să te lupți pentru alții. Dar să ascultăm însăși întrebarea lui, citesc din capitolul 6, versetul 13. Dându-ne seama chiar din această întrebare că Gedeon n-a fost un om ușuratic, nici superficial. După ce îngerul i-a spus, Domnul este cu tine, viteazule, Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ne le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. La întrebarea lui el n-a adus un răspuns, că dacă ar fi avut răspunsul, n-ar mai fi pus întrebare. Dar el după întrebare a adăugat realitatea. Și în vremea noastră această întrebare sau această afirmație, și una și alta, depinde cum o enunțăm, sunt des auzite în vremea părinților noștri. Se făcea, au fost lucrări deosebite, oamenii se pocăiau, au fost treziri spirituale. Dar în timpul lui Gedeon, când prăpădul era mai mare, ei n-aveau nimic, erau niște refugiați în permanență și părinților le povesteau de vremuri de glorie. Și aici a fost întrebarea lui. Dacă Domnul este cu noi, pentru că părinții lui afirmau că Dumnezeu este cu ei, ca și cu ocazia vițelului Aron, acesta e Dumnezeu care ne-a scos din Egipt, dar dacă e cu noi, de ce nu mai poate să facă ce a putut atunci? Aici este ciudățenia. Să afirmi că ești cu Dumnezeu, dar Dumnezeu să nu mai fie pentru tine ceea ce este Dumnezeu. Vorba orbului din Ioan 9. Aici este mirarea, zice el. Că sunt niște lucruri care nu sunt clare, care nu concordă. Dar de la versetul 25, Domnul i-a dat răspuns. În rest sunt instrucțiuni pentru luptă. Este jertfa lui. În aceeași noapte Domnul a zis lui Gedeon, dându-i un răspuns provocator, ia vițelul tatălui tău și un altar de 7 ani, dărâmă altarul lui Bal care este al tatălui tău și taie parul închinat Astarteii care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Aici era tot secretul. Părinții tăi spun bine, dar fac rău. Ei vorbesc de un Dumnezeu care i-a scos din Egipt. Dar în viața lor nu mai trăiește acest Dumnezeu. Și singura condiție ca Dumnezeu să fie cu voi, sau acum să fie cu noi,
este să revenim la o viață personală, particulară și apoi în familie cu El. Nimic altceva. După aceea, toate se vor regla. Toate se vor pune la punct. Să nu începem doar prin a ne regla vizitele, le-aș putea numi așa, la biserică, ci pentru a reforma viața noastră particulară. Rugăciunea de dimineață, altarele de peste zi, gândirea în relație cu Domnul, să dăm la o parte lucrurile care s-au suprapus și care sunt și încurcă relația noastră cu Domnul. Nevoia de reformă în familie. Pentru că este foarte greu să faci tu reformă în plan individual dacă nu se face reforma acasă. Te poți retrage în cămăruța ta, e zis acest sfat, Matei 6. Dar dacă în cealaltă cameră merge muzică tare, merge televizorul, este foarte greu tu să te rogi dincolo când până ieri și tu erai obișnuit să fii cu ei. Când discuțiile nu sunt principiale, sunt vorbe murdare, strigete, amenințări, defăimări, clevetiri, e foarte greu să stai tu cu urechile înfundate și să meditezi așa în tăcere, în timp ce în jurul tău toți discută. Discuții la care până ieri erai participant activ. Dar dacă s-ar putea schimba ceva acasă, să se schimbe atmosfera, natura spirituală, dintr-o dată viața spirituală ar prinde rădăcină din nou, cum era o profeție în Vechiul Testament. Israel va da rădăcini pe dedesubt și va crește o viață nouă pentru Domnul, căci cel care se încrede Domnul, cel care are o relație cu Domnul, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Problema este din nou să lăsăm râul acesta să curgă prin casa noastră, să ne racordăm din nou la Dumnezeu. De aceea, ca și o aplicație concretă, fiecare să-și revizuiască încă o dată spiritualitatea din viața personală și din familie. S-ar putea la unii, așa cum am amintit deja discuții care nu-și merită locul, emisiuni TV sau alte știri, acum este campanie electorală, ziar, alte cărți, alte muzici, toate astea să le ocupe timp. Alții s-ar putea, este tot o închinare la idoli, să fie doar după muncă, să n-aibă vreme nici de știri, nici de muzică, nici de nimic. Numai muncă, dar și asta e tot o închinare la idoli. Deci, trebuie să observăm ce lucruri ne încurcă încât nu ne putem spune rugăciunile la timp. Ce activități ne inundă încât nu putem să ne facem timp pentru citire și meditație cu Dumnezeu. Când astea se pun la loc, se produce minune. Când rugăciunea așa are locul ei de cinste, nu trebuie să ne... să fim niște căutători, gata, dorim un mistic special, niște trăiri emoționale, spirituale, speciale, ele vor veni. Noi doar să căutăm să stăm în rugăciune înaintea Domnului, să ne facem timp pentru a citi în mod sistematic, regulat, bine proporționat Scriptura, pentru a cânta, a discuta din învățăturile sfinte și veți vedea că dintr-o dată ceva se schimbă, se produce minunea. Dumnezeu să ajute la realizarea acestor reforme, oriunde este nevoie. După ce hotărârea aceasta s-a luat, el a trecut la aplicarea ei, în viața lui Gedeon a mai fost nevoie de o încredințare, de o bază a puterii în credință. Este ușor să faci reformă sub o presiune sentimentală, emoțională. Sau
sub o presiune a disciplinei. Gata, fraților, ne pocăim, schimbăm asta, asta. Dar dacă n-ai o bază, să poți să zici ca și Pavel, știu în cine am crezut, să-ți fie clar că asta a vrut Dumnezeu, așa trebuia să faci, nu vei rămâne. Iată cum Gedeon a recurs la tehnici de încredințare. Și citim din capitolul 6, de la versetul 36. Gedeon a zis lui Dumnezeu, dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, iată, voi pune un val de lână în are, dacă numai lână va fi acoperită de rouă și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că voi izbăvi pe Israel, că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. Și așa s-a întâmplat. În dimineața următoare, el s-a sculat dis de dimineață, a stors lână și a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă. Sunt două experiențe care pot să aibă și o conotație profetică, dar noi le folosim sub fondul de încredințare. Gedeon a zis lui Dumnezeu să nu te aprinzi de mânie împotriva mea, că nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna. Numai lâna să rămână uscată și tot pământul să se acopere cu rouă. Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată și tot pământul s-a acoperit cu rouă. Dacă nu ți este clar în viața ta dacă anumite lucruri sunt bune sau nu sunt bune, dacă vrea Domnul să procedeze așa sau să nu procedeze, pune-L pe Dumnezeu la încercare. De exemplu, în cartea lui Maleahi, în capitolul 3, Dumnezeu le-a reamintit evreilor despre zeciuială. Și probabil că aveau motivele lor să nu o dea. Motive de sărăcie, motive de vinovăție în administrarea ei, multe pot să fie. Și Dumnezeu le-a zis, puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Te gândești să mă duc eu peste săptămână la biserică sau să stau să-mi fac lucrurile mele? Bine, în ideea că cineva poate. Uite, pune-L pe Dumnezeu la încercare. Doamne, dacă atunci când mă duc la biserică, Tu mă ajuți și mă sprijinești și lucrul ăsta e bun, eu îți făgăduiesc că dacă am baza asta și experiența asta, pentru mine asta e clară. Eu mă țin de ea. Orarul de la biserică îl voi respecta. Doamne, uite, mie nu mi-este clar într-o problemă pământească, de natură financiară, economică, să zic. Doamne, să procedez așa sau să nu procedez așa? Doamne, uite, te rog, nu te necăji pe mine. Sunt slab în credință. Dă-mi o dovadă. Sau, dacă e vorba cu atât mai mult de lucrări de misiune, de a cânta pentru Domnul, de a vesti numele Domnului, de a predica. Sunt diferite forme prin care Dumnezeu poate să te încredințeze. N-a făcut și Domnul atâtea experiențe. I-a lăsat o noapte întreagă să nu prindă pește, apoi le-a dat o dovadă la cuvântul lui să arunce mrejile și le-a zis, uite, vă voi face pescar de oameni. Noi avem nevoie de unele semne ca de niște borne, ca de niște indicatoare, de un suport în baza căruia să ne dăm drumul. Vedeți și Gedeon, deși era viteaz, parcă zăbovea să-și dea drumul în luptă? Și scrie apoi în capitolul 7, de la versetul 9. Domnul a zis lui Gedeon în timpul nopții, scoală-te și pogoară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. Dacă ți-e frică, Dumnezeu știe dacă la un om este frică sau nu, și dovada e aici. Dacă ți-e frică să te pogori, pogoară-te cu pura slujitorul tău. Să asculți ce vor zice și după aceea ți se vor întări mâinile. Pogoară-te, dar în tabără. El s-a pogorât cu pura slujitorul lui până la întâia straja a taberei. Dacă nu i-ar fi frică, se ducea singur. Eu știu despre o descoperire care a avut-o un om al lui Dumnezeu pentru un lucrător. Se făcea că acel lucrător era chemat de Dumnezeu la anumite lucrări mai speciale. Dar el se gândea, Doamne, dar eu sunt slab. Pot să desfășur astfel de lucrări prin mine. Și într-o viziune a fost arătat ca un vas
în care era un lichid doar până la un nivel mai scăzut. Nu era plin. Și omul se gândea, dacă ar fi plin, ar putea să facă Dumnezeu lucrările astea prin mine. Și Dumnezeu i-a spus, îți voi da câteva dovezi, te voi încredința. Și când Dumnezeu îi dădea câte o încredințare și el avea câte un suport, dintr-o dată, ca o presiune, urca lichidul acela până la nivelul de plin. Și îl putea Dumnezeu să facă lucrarea aceea. După ce se derula lucrarea, iar scădea, că era o ridicare doar pentru a se efectua o lucrare. Că Dumnezeu lasă uneori o putere specială peste noi, dar aceea nu rămâne tot timpul. Nici peste Samson n-a fost tot timpul. Nici peste unii lucrători al lui Dumnezeu și iară parcă scade lucrarea noi. Dar ce era interesant? Când scădea lichidul acela în vas, nu mai scădea până la nivelul inițial. Rămânea mai sus. Cu fiecare încredințare, dobândea un nivel mai superior. Și Dumnezeu a fost nevoie în viața lui Gideon să-i mai dea dovada cu visul. Iată ce vis și cum Dumnezeu poate să pună chiar pe cei din afară să-l interpreteze. Scrie aici de la versetul 13, Gideon a sosit și iată că un om istoresea tovarășului său un vis. Domnul i-a dat visul, Domnul l-a trezit la vreme, adică pe amândoi, Domnul a pus să-l interpreteze. Am visat un vis și se făcea că o turtă de ori se rostogolea în tabra lui Madian. A venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut. L-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns și a zis, aceasta nu este altceva decât sabia lui Gideon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Când a auzit Gideon istorisirea visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis, sculați-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Nu putea Dumnezeu să-i dea și fără visul acesta? Putea. Dar a fost nevoie de el să-l încredințeze, să-i ridice puterea de credință. Dumnezeu să facă asemenea lucrări și pentru noi. Să ne vină în ajutor. Pe de o parte avem dreptul, repet, să punem pe Domnul la încercare, sub diferite forme, dar cu grijă să nu-L ispitim. Și pe de altă parte, Dumnezeu ne vine în întâmpinare când vede poate slăbiciunea noastră, atât ne este puterea. Și face pentru noi diverse lucrări pentru ca să ne întărească. După momentul acesta, a avut puterea să se pună în fața lor. Și după el s-au încolonat ceilalți și Domnul l-a dat o victorie de plină, slăvit să fie el. Însă, așa cum v-am spus, privind în plan spiritual, pe lângă cele bune, pe lângă vitejia lui, vreau să observăm că deși el a distrus o formă de religie idolatră în forță, a instalat, oarecum indirect, sau a tolerat, o altă formă în familia sa. Și pentru asta citesc din capitolul 8, de la versetul 24. Nu știu ce l-a apucat, a fost un moment de slăbiciune, nu pare aici vreo influență din partea oamenilor, să fi fost vreo influență din partea mediului de atunci, dar iată cum s-a întâmplat. Gedeon le-a zis, am să vă fac o rugăminte, dați-mi fiecare verigile de nas pe care le-ați luat ca pradă. Vrăjmașii aveau verigi de aur, căci și erau ismaeliți. Ei au zis, ți le vom da cu plăcere. Și-au întins o manta pe care au aruncat fiecare verigile pe care le prădaseră. Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Gedeon a fost de 1700 de sicli de aur, afară de lunișoarele de cercei de aur și hainele de purpură pe care le purtau împărații Madianului și afară de lănțișoare de la câtul cămilor lor. Gedeon a făcut din ele un efod, un obiect de cult, și l-a pus în cetatea lui la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. În ce fel a ajuns o pricină de imoralitate spirituală? Dacă aveau vreun obiect idolatru sau, într-o primă fază, un obiect de cult, cu vremea devenea idolatru. Oamenii se raportau la acel efod ca și cum în el ar sta o prezență sau o putere divină. Cum se întâmplă astăzi?
cu moaște, cu cruci, sau cu alte obiecte care se vor a fi dătătoare de putere, se vor a fi reprezentative pentru divinitate, ceea ce este total în incompatibilitate cu scopul lui Dumnezeu și cu esența sa și cu lucrările sale. Oamenii, amintiți-vă că și la șarpele de Aram au ajuns să se închine. Oamenii se închină la fie ce, sub o formă sau altă. Există tentația aceasta a idolatriei de a vedea la ceea ce te închin. De aceea Dumnezeu le-a spus, n-ați văzut nimic când m-am prezentat vouă. Să nu vă faceți vreo formă. Aici aduc un exemplu. Am ascultat pe cineva care a prezentat ceva din tematica poruncii a doua. Și după ce a prezentat toate lucrurile foarte frumos, a trecut și rând pe rând le-a anexat și le-a încorporat pe toate, spunând că obiectele cultice, diferite reprezentări, care pot fi cumpărate de la mănăstiri sau din alte locuri, dacă nu reprezintă direct o posibilitate de închinare, nu sunt vinovate. Dați-mi voie să repet, Gedeon n-a făcut efodul și să le spună, lăsă să vă închinați, nici vorbă. A ajuns o pricină de curvie, căci porunca zice, să nu-ți faci, căci cu vremea vei ajunge să te închini. Ei, asta n-a mai spus fratele nostru, ceea ce m-a necăjit. Într-o primă etapă, nu se fac cu scopul închinării, dar în mod indubitabil se ajunge cu vremea la situația aceasta. Și asta i-a fost imputată de Dumnezeu. Vreau de asemenea să observăm din viața lui și din vremea lui că a fost nevoit să se ascundă nu numai de madianiți. A fost nevoit să se ascundă și de oameni din cetatea sa. A avut probleme și cu evreii. Mă întorc la capitolul 6 și după ce observăm că în versetul 11 el ascundea greu de Madian, hai să zicem că asta era ceva normal. Era dușmanul lui și a evreilor. Dar scrie apoi de la versetul 27. Gedeon a luat 10 oameni de slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul, dar fiindcă se temea de casă tatălui său și de oameni din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Era temerea lui întemeiată? Da. S-a dovedit dimineața, citesc de la 28. Când s-au sculat oameni din cetate dize dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra lui era tăiat și al doilea taur care i-a dus cardele tot pe altarul care fusese zidit era acolo. Ei și-au zis unul altuia, cine a făcut locul acesta? Și-au întrebat și-au făcut cercetări. Li s-a spus, Gedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care este deasupra lui. Observați ce probleme a avut cu evrei. Iată o chestiune peste care nu trebuie trecut cu ușurință. Când vrei să faci o reformă, vei avea probleme cu cei din casa ta, din biserica locală, din comunitatea locală. Da? Pentru că vor crede că ai atentat la lucrurile sfinte. Era sfânt parul Astartei? Nici vorbă. De aici deducem că oamenii din cetate credeau că lucrurile la care ei se închină sunt sfinte. Pentru că astăzi, dacă s-ar apuca cineva să demonteze niște crucifixuri sau niște împodobiri din sărbătorile de iarnă sau alte obiecte cultice,
va avea de întâmpinat rezistență nu doar din, pe seama celor care își pierd câștigul, cum a făcut răscoală argintarul Dimitrie. Va avea probleme cu unii care cred că astea sunt lucruri sfinte. Cum te lești tu de ele? De lucrurile sfinte? Și asta e problema cu sfânta naivitate. Ca și la acea ardere pe rug, când o beată femeie a pus ea ceva paie sau nu știu ce obiecte care ardeau. Și a spus Mântuitorul, unii vor crede că prigonindu-vă aduc o slujbă înaintea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să-i compătimim pe oameni și să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le lumineze mintea. Dumnezeu l-a lăsese pe Gedeon să-i izbăvească și ei vreau să-l omoare. Că le umblă la lucrurile sfinte. Când el, de fapt, vrea să introducă sfințenia. Există neînțelegerea asta care poate da mari probleme. Să te legi de lucrurile sfinte ale oamenilor la care oamenii țin. Și când colo nici vorbă să fie sfinte. Pot fi lucruri vinovate. Lucruri care unora le se par că sfinte. Sau le se par că sunt bune și ele sunt de fapt rele. În asemenea situații, trebuie să acționăm în forță, dar și cu înțelepciune. Gândiți-vă dacă le-ar fi spus, ar fi încercat să-i lămurească. Negociau până veneau madianiții pe ei și iar trebuia să fugă și să reia negocierile după aceea. Dar au trebuit operate. Din fericire, tata lui Gedeon, Ioascri, aici în versetul 31, a ținut așa ca la copilul lui, poate a avut și el deja o înțelegere, a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui, oare datoria voastră să apărați pe Bal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Bal să moară până dimineață. Dacă Bal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-a dărâmat altarul. Și aici vreau să împletim ideea aceasta și cu cea anterioară. Fraților și surorilor, este nevoie să ne încredințăm. Gedeon s-a încredințat. Ce fac eu? Place Domnului? Ia să se încredințeze și ceilalți. Nu știu dacă or fi puși ei semne. Și dacă unii or fi zis, să vezi că o să-l pedepsească Bal. O să vadă Gedeon ce o să pățească. Ce să pățească? Să pună și ceilalți semne, să întrebe și ei pe Domnul. Mergeam cu cineva cu mașină și i-a fost rău cuiva din mașină și i-a spus, auzi, dacă vrei să-ți treacă, să nu mai fie, uite-te în față, pe un parbriz, nu te uita în lateral. Și persoana respectivă zice, nu știu, nu știu dacă îmi treci, dar fă probă, că nu e greu. Și după ce a făcut probă, a zis, știi că nu mai ți-e rău. Deci sunt lucruri care nouă ni se par așa, că sunt sfinte, niște fixuri de ale noastre. Și socotim pe alții că greșesc, când de fapt poate ei sunt buni. Dar certifică-te să se apere Bal, roagă-te Domnului, vezi ce se întâmplă. Eu mă gândesc că dintre oamenii aceia, unii au fost recuperabili. Și după aceea s-au dus la Gedeon și strângă mâna. Spune, iartă-ne, măi. Am vrut să te omorâm. N-am priceput, măi. Nu ne-am dat seama, am lucrat din neștiință, în necredință. Ce să facem? Am fost întunecați la minte. Dar poate că au fost unii care au ținut-o în prostia lor și în încăpățânarea lor. Și au socotit sacre pe Bal și Astarteia și obiectele de cult de acolo. De asemenea, o altă problemă care poate să apară în asemenea situație este evidentă la Gedeon. Ai mobilizat mai întâi 32.000 de oameni, dar sub porunca divină au fost două tipuri de selecții și a trimis acasă mai întâi o parte din ei, așa încât n-au mai rămas numai 10.000, scrie aici în capitolul 7. Apoi a trimis prin proba de la apă încă alte mii și n-au rămas decât 300. Nu știu ce au discutat cei plecați, poate să zicem că unii au fost fricoși. Și prima serie s-au dus liniștiți, băi,
Am vrut să facem și noi pe patrioții, dar asta e ceva prea greu. Dar a doua serie poate că au fost deranjați. Poate unii au zis, măi, dar n-am putut și noi să facem altfel, să zicem altfel. Acum gata, a zis-o. Asta va da sorțul, gata. Ulterior, am citit în capitolul 7, versetul 24, că Gedeon a trimis Sol să-i roage din nou, să vină să se lupte. Iar în capitolul 8 apare problema într-un mod foarte deschis. Bărbații lui Efraim au zis lui Gedeon, ce înseamnă felul acesta de purtare față de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupți împotriva lui Madian? Și au avut o mare ceartă cu el. Când ne chem, când ne trimiți acasă? Acum veniți numai doi, după aia veniți toată adunarea, duceți-vă acasă. De ce e asta? Și oamenii se supără ușor, se deranjează. Pe mine nu m-au chemat, s-au dus numai cu altul. Acum are nevoie de mine. Sunt multe probleme. Gedeon ne-a vorbit cu înțelepciune, scrie în versetul 2, ce am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul celor chinilor rămase în via lui Efraim decât culesul întregii via lui Abiezer? Nu era chiar așa. Poate la struguri, dar nu în problema spiritualizată. Dar așa le-a pus-o ca să nu fie necăjiți. În mâinile voastre da Dumnezeu pe căpetenul lui Madian, Oreb și Zeb. Ce am putut face eu deși pe lângă voi? După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia. Vreau să luăm totuși ideea lui Gedeon. Chiar dacă unii nu sunt prezenți la o lucrare și n-au fost chemați, vă rămâne și dumneavoastră lucrare. Și dacă vreți să vă apreciem, vom zice ca și Gedeon, lucrarea la care v-a chemat Dumnezeu pe dumneavoastră încă e mai grozavă ca la care am făcut-o noi. E bună și a voastră, uite și a noastră. Așa trebuie să funcționăm. Eu m-am gândit cândva la ucenici, domnul pe trei. Oare n-au fost momente când ceilalți au zis, dar tot pe ei ia? Nu ne ia și pe noi? De ce? Noi nu putem să fim și noi prezenți la învierea fiicii lui Iair, numai Petru, Iacob și Ioan? Se vor fi probleme, eu știu uneori dintre tineri. Sunt mai mulți într-un grup. Cine merge în misiune? Nu sunt numai atâtea locuri. Și poate vine unul pregătit dintr-un anumit cartier, vine până aici și spui, te duci acasă, nu mai este loc. Și după aceea să-i dai telefon. Vezi, du-te în altă parte în misiune. Dacă mai ai inimă să te duci, ești băia bun. Dacă te-ai ispitit, nu ești bun de luptă. Noi funcționăm după nevoie. E nevoie, o fac, nu este nevoie, stau liniștit. Mă cheamă, nu mă cheamă, mă cheamă, mă trimite acasă, merge numai cu unii, cu alții. Eu cred că Dumnezeu face asemenea manevre și repartiții și printre îngeri. Eu nu știu exact ce simțe mintea îngerii, dar poate și ei ar vrea să participe. Și scrie la un moment dat că vor să afle ce se întâmplă în biserică. Și poate sunt unii îngeri, acum asta e o supoziție. Să nu mă judecați. Să zică vreun înger, Doamne, uite și eu vreau să mă duc în zona aia globului în trezire spirituală acolo și aduc eu rapoartele de acolo. Și poate vreun înger îi trimis într-o zonă unde e rău și probleme și manecazul trebuie să raporteze. Dar ascultă, ei sunt dur slujitoare, dar noi nu trebuie să fim așa? Domnul să ne ajute. Atunci nu vor mai fi probleme. Că unii, că toți, că dacă nu, slujim după nevoie. Ce ar fi fost să apuce să se bată Gedeon cu bărbații lui Efraim? Să pocnească un conflict între Manase și Efraim? De ce? Asta era voia Domnului să se bată fiul lui Iosif între ei? Voia Domnului a fost să câștige bătălia împotriva lui Madian. Și asta s-a realizat. Slavă Domnului pentru ea. De aceea, să înțelegem care sunt metodele și stările de funcționare și Domnul să ne dea izbândă. Amin. Și vreau să încheiem cu două idei. Prin Gedeon, Dumnezeu a adus în Israel izbândă, dar a adus și spiritualitate, a adus și libertate, a adus și pace. Astea toate au venit împreună, parcă erau chemate ca la apel. Este un verset frumos în Psalmul 85. Unde se ridică mai întâi câteva întrebări. De exemplu, în versetul 5, în veci te-i mânia pe noi? În veci îți vei lungi mânia? Nu ne vei învioi iarăși pentru ca să se bucure poporul tău în tine? Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Și când Dumnezeu își aduce harul, observați cum toate sosesc, și una și alta. Și acum vă citesc de la versetul 9. Mai citim și 8, că avem continuitate și atunci toate sunt la locul lor. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu Domnul. De aici pornește.
că cel vorbește de pace poporului său, nu i-a zis Dumnezeu lui Gedeon, fii pe pace. Numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Da, mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de el, pentru că în țara noastră să locuiască slava. Și acum, bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește înălțimea cerurilor. Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele. Dreptatea va merge înaintea lui și îl va și urma, călcând pe urmele pașilor lui. Doamne, dă-ne-le pe toate! Dă-ne și spiritualitate, și libertate, și pace. De toate este nevoie. Dumnezeu poate să ne umplă de aceste haruri spirituale, de aceste împliniri. Dar să facem ceea ce ni se cere. Și vă citi din capitolul 8 ca să vedeți ce au înțeles evreii care a realizat Dumnezeu prin Gideon. 8:22. Bărbații lui Israel au zis lui Gideon: domnește peste noi. Au vrut să instaureze o formă monarhică, probabil. Tu și fiul tău și fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian. Gedeon ne-a zis: eu nu voi domni peste voi. Nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Când Domnul domnește, e tot ce trebuie. Când îl ai pe Dumnezeu, ai de toate. Când nu-l ai, n-ai nimic. Și iată rezultatul, scrie aici, de la versetul 28, Madian nu l-a fost merit înainte copilului Israel și n-a mai ridicat capul. Și țara a avut odihnă 40 de ani în tot timpul vieții lui Gedeon. Și spune apoi în finalul, versetul 35, că n-au ținut cont de Gedeon după tot binele pe care îl făcuse el lui Israel. Dumnezeu a făcut bine lui Israel, dar în tot acest bine s-a folosit de un om, de Gedeon. Pentru că toată vitejia lui a stat în prezența puterii lui Dumnezeu. Nu te trimit eu? Tu te cu puterea care o ai. Totul face Dumnezeu. Eu personal, pe măsură ce anii trec, privind în viața mea personală, în viața de familie și în biserică, îndrăznesc să spun și o cred tot mai puternic, realizând ceea ce zicea Pavel în Corinteni 3, noi suntem nimic, tot ceea ce face este Dumnezeu. Dar Dumnezeu are nevoie de noi să ne folosească pentru o lucrare sau altă. Și o ultimă idee, pe care n-aș vrea să o scăpăm din vedere, greșelile lui au afectat negativ generația următoare. Și asta să fie ca un semnal de alarmă pentru toți. În generația noastră trebuie să ne luptăm, dar nu cumva să facem greșeli că ne vor afecta urmași. Acel efod de la Ofra, iată ce scrie mai târziu că s-a întâmplat. Versetul 27, partea a doua, a fost o cursă pentru Gedeon și pentru toată casa lui. Dar asta n-a fost singura lui greșeală. Citesc și versetul 30. Gedeon a avut 70 de fii ieșiți din el, căci a avut mai multe neveste. Și lângă toate nevestele astea, am avut o țiitoare. Dar chiar avea nevoie de ea? Țiitoarea lui, care era la Sihem, i-a născut de asemenea un fiu căruia i-a pus numele Abimelec. Și copilul acesta rău a omorât pe 68 din copiii lui, a scăpat numai unul. De unde s-a tras asta? De la o slăbiciune, puțin spusă, a lui Gedeon. A avut o țiitoare la Sihem. Când mergea pe acolo, cine știe cum i s-a părut că e frumoasă, cum o fi fost ispitit și a făcut cu ea un copil și de acolo s-a tras necazul. Greșelile lui l-au costat. Dacă ar mai fi trăit, ar fi avut mare durere și mare necaz de ce s-a întâmplat după el. Dacă Gedeon n-ar fi fost cu astea, ar fi fost un astru mult mai strălucitor. Mult. De asta i-au înnegrit din lumina lui și din
capacitatea și din lucrarea ce a făcut-o. De aceea să ne luptăm din toată inima, dar să fim atenți. Și Dumnezeu să dea victorie. Și să ne păstrăm alături de El și El să domnească peste noi. Amin.